este una dintre cele mai bune voci feminine din muzica românească, având un timbru inconfundabil care ne-a făcut să o îndrăgim. A debutat la 14 ani, când a obținut primul premiu important la Festivalul de Muzică Ușoară București 86. În același an a participat la Mamaia, unde a câștigat locul întâi la secțiunea interpretare. Compozitori de renume ca Marius Țeicu, Ionel Tudor, Cornel Fugaru, Ion Cristinoiu i-au încredințat cântecele lor, care în interpretarea ei au devenit șlagăre. Dincolo de muzică pe care a abordat-o în diferite genuri, ușoară, pop, jazz, lăutărească, este actriță, om de radio, om de televiziune. Vorbim despre și cu Monica Angel, un artist cu multe valențe. Monica, te apropii de împlinirea a 30 de ani de carieră. Exact. O carieră frumoasă, de succes, bogată în premii, bogată în șlagăre lansate, dar cred eu și bogată în amintiri. Categoric, categoric, pentru că până la urmă cu asta rămânem, cu amintirile. Și din fericire, așa cum spuneai și tu, anul viitor se împlinesc 30 de ani de carieră și eu consider că în acești 30 de ani am strâns foarte, foarte multe amintiri frumoase. Foarte multe. Îți propun să facem o incursiune în timp, răsfoind albumul tău cu amintiri și să privim împreună fotografii Abia aștept. din diferite etape artistice și am să te rog să ne împărtășești ce amintiri te leagă de fiecare moment surprins în aceste fotografii. De acord? Sper să-mi aduc aminte toate momentele. Pentru că s-ar putea ca voi să aveți niște poze de care eu să nu mi-aduc aminte sau să nu țin minte contextul. Dar sunt convinsă că și cu ajutorul tău o să-mi reîmprospătez memoria și cu siguranță vom putea povesti lucruri interesante și speciale despre acele momente. O să începem cu festivalul de la Mamaia, care a fost și pentru tine, dar și pentru alți artiști, o rampă de lansare. Categoric. La Mamaia ai obținut premiul întâi la interpretare, chiar de la prima participare, cu o piesă compusă de Marius Țeicu. Înainte de Da, era o a-ți... piesă deja Da, lansată a voi lui cânta Marius, pentru Mileniu exact, 3. pe care o cânta Angela Similea, eram fan și sunt în continuare și îmi admir toți colegii din Breaslă și îi respect foarte mult pentru tot ceea ce au făcut în cariera lor profesională. Înainte de a-ți arăta prima fotografie, te rog frumos să-mi spui cum a fost atunci, la prima participare. Păi, eram foarte mică, aveam 14 ani și jumătate. Am cântat această piesă a lui Marius Țeicu, Voi cânta pentru Mileniul 3, și trebuia să am și o piesă în prima audiție, care era compusă de Ionel Tudor. Piesa se numea Te iubesc, te voi iubi. Și n-am să niciodată că avea un text de dragoste. Te iubesc, te voi iubi, ești viața mea, ești sufletul meu, nu pot trăi fără tine. Și ultimul vers era Țara mea. Și astăzi îmi iubesc țara foarte mult și sunt mândră că m-am născut în această țară și simt și conștientizez faptul că avem o țară absolut superbă. Trebuie doar să avem un pic mai multă grijă de ea. Asta cu siguranță. Revenind la Mamaia, în anii următori, mai ales după 90, ai participat mai la toate edițiile și trebuie să spunem că de fiecare dată ai cucerit premii. Dar de data asta la secțiunea creație, pentru că deja trecusei de secțiunea interpretare, cum spuneam, mulți compozitori talentați ți-au încredințat piesele lor. Am pregătit o retrospectivă a participării tale de-a lungul anilor la Mamaia. Prima fotografie este din Vai! 1992. Vai de mine! Wow, ce mică eram! Asta e din 92? Da. Incredibil! Și în 92 a fost o mare, mare veselie. Uite, am să-ți arăt niște Haide, fotografii fac o paranteză. Văd aici în poză, spre văd aici cameră în poză unghiile false. Am avut o perioadă în care eram înnebunită să am unghiile lungi. Și apropo de amintiri, și nu
mă rog, mi se rupeau foarte repede. Și atunci am apelat și mi-am pus unghii false. Acum, dacă m-ar mai pune cineva să-mi pun unghii false... N-ai mai vrea. Nu, n-aș mai vrea. E foarte comod așa, fără unghii, e în regulă. Adică cu unghiile scurte, nu fără unghii. Da. Foarte frumoasă, foarte frumoasă. Interesant. Să facem un pic loc să le pui acolo. Dar cred că sunteți singurii care au astfel de arhivă. Da, da, suntem singurii. Aici sunteți foarte mulți colegi pe scenă și e o veselie cu voi. Da. Dan Bittman, Elena Cârstea, holograful, da, cu Dan Bittman, Horia Moculescu, Silvia Dumitrescu și aici nu știu cine era cu spatele. Uite, dirigea, mai avem cine aici. Ionel sau cine? Acolo e și Gabi Cotabiță, e și Gabi, Tino, da. Furtună. Tino Furtună, Adi Daminescu. Da. Recitalul ăsta există undeva pe YouTube. Dacă nu mă înșel, l-am văzut la un moment dat. Nu mai țin minte ce cântam. Uite, asta e o poză în care cânți ceva cu Dan, cu Dan Bittman. Sunteți foarte prinși de melodie, da, văd. Da. Și ne leagă amintiri foarte, foarte frumoase. Încă una, tot de atunci. Și ne aducem aminte cu mare plăcere. Da, iată că sunt atâția ani de zile, știi, în care am fost alături unii de alții și ne-am bucurat cu adevărat de acest dar pe care ni l-a oferit Dumnezeu. Da, așa este. Da. Tot Mamaia, 94. Da. Asta e un pic mai recentă, să zicem. Ce piesă cântai? Cântam Dau viața mea pentru o iubire. Era la secțiunea Șlagăre. Și atunci am câștigat, evident, cu această piesă compusă de Marius Ței, cu versurile lui Eugen Rotaru, am câștigat marele premiu, trofeul. Da. Și tot în acel an am avut și primul meu recital la Mamaia. Până atunci nu mai avusesem recitalul la Mamaia, dar atunci a fost în 94 primul meu recital și a fost extraordinar de frumos. Mi-aduc aminte că am cântat și piese de ale mele, dar și cover-uri, am cântat foarte multe, celebre, My Way, Feelings, New York și publicul era extraordinar de încântat. Extraordinar. Din anul următor, din 95, avem multe fotografii. Asta e una dintre ele. Tot de la Mamaia. Da, tot Mamaia. Asta, dacă nu mă înșel și nu mă înșel, este anul în care am participat la creație cu piesa lui Cornel Fugaru, versurile Mirelei Fugaru, piesa Spune-mi, cu care, de altfel, piesă cu care am obținut 11 trofee internaționale. Peste tot, prin lume, pe unde am fost, am obținut împreună acest suprem premiu, nu? Că trofeul, da, asta este. Tot atunci ai cântat cu Vlăduț Fugaru, cu băiețelul lor. Cu băiețelul lor. Bine, acum nu mai e băiețel, acum este... E bărbat, da. Da, și asta e tot cu el. Da, aici se și vede Vlăduț, da, într-adevăr. Da. Dar a fost tot un recital acesta. Da. La un recital și Vlad a fost un copil extraordinar de vesel și de fapt se și vede în poza asta. Vesel și drăguț și aici, copil foarte bun. Și talentat. Și talentat, da. Aici ești cu Silvia. Cu Silvia, da. Aveați un duet? Da, uite, nu mai țin minte, la asta mă gândeam acum, ce cântam noi acolo, dar nu mai țin minte. Cred că era o piesă pe care o cânta Barbara Streisand împreună cu Donna Summer. Da, cred că acel duet era. Era It's raining, it's pouring, my love life is boring with your tears. Da, foarte, foarte frumoase amintiri. Tot 95, foarte tot Mamaia. Foarte frumoase amintiri, da. Și aici erau fetele din cor. Da. Aici amintiri. Chiar foarte frumoase. Și încă o dată subliniez acest lucru. Sunteți singurii care au pozele astea. Nu știu dacă le mai are cineva. Sau poate chiar dacă le-au făcut, nu le-au păstrat. Dar e bine să ai arhivă. Și tocmai pentru arhivă. Că le avem, vrem să facem o bucurie și celor care sunt în aceste fotografii. Da. Din acest motiv am început această serie de interviuri. Da. Ai coborât la un moment dat în public. Da, exact.
Asta era al doilea an, deci aia a fost în 94, asta era în 95, nu? Astea sunt 95. Din 95, da, da. Da, da. Sunt mai multe din 95. Da, mi-a plăcut întotdeauna să cobor în public la concerte, pentru că simțeam mai bine suflul acela al publicului, energia. Eu le transmiteam un fel de emoție. Și spun un fel pentru că arta evident înseamnă emoție, dar depinde de percepția publicului. Și ei îmi transmiteau o energie fantastică. Da. Și când simți dragostea publicului exact, manifestată, sigur că... Dragostea publicului așa se manifestă, știi? Simți bucurie venind din partea lor. Da, da. Aici erați mai mulți pe scenă, undeva e Eugen Mihăescu aici, pe ceilalți da, nu îi recunosc. Da, dar eram cu Kryptonu. Trupa lui și era corul cu care am cântat la acel recital. Aha, am înțeles. Foarte, foarte frumos. Tot cu un grup, tot la Mamaia în 95. Da, tot cu ei, cu corul. Cu corul și aici se vede puțin în lateral și backstage-ul. Da. Puțin așa. Tot 95, dar altă ținută. Dar asta nu mai știu. Atunci ai participat și în concurs și ai avut și da, acestea au fost din recital, cele pe care le-am văzut. Și sunt mai multe fotografii, dar, cu mai multe ținute. A, și probabil că asta a fost din seara în care a fost gala. Gala, exact. Gala, da. Festivitatea de premiere. Întotdeauna, când am fost la orice festival, întotdeauna mi-am ales ținute pentru dimineață, pentru după amiază, pentru seară, pentru ziua întâi, ziua a doua, gală și așa mai departe. Și din câte știu eu, o mână de ajutor îți dădea și mama. Mama întotdeauna mi-a dat și îmi dă în continuare. Eu, din fericire, fac parte dintr-o familie de artiști. Bunicul meu a fost sculptor și profesor de sculptură la Marele Voievod Mihai. L-a avut la un moment dat elevi și pe majestatea sa, regele Mihai. Avem și o poză acasă. Tatăl meu este sculptor. A învățat această meserie de la bunicul meu. I-a fost profesor. Iar mama este designer vestimentar. Deci nu că mi-a dat o mână de ajutor. Chiar ți-a creat ținutele. Exact. Mi le-a creat și mi le creează în continuare. În continuare, da. Tot Mamaia, tot 95. Da, da. După zâmbet eram mulțumită. Da. De ceea ce făcusem. Ăsta este un lucru foarte bun. Și erai și foarte bronzată. Eram. Mă mir că eram bronzată pentru că nu stăteam la plajă. Pentru că eram foarte atentă cu tot ceea ce fac în perioada concursului. Adică eu de fiecare dată când am fost într-un concurs, am fost ca un sportiv în cantonament. Nu stăteam seara târziu, terminam repetițiile, mă duceam la hotel, poate mai stăteam puțin, că eram cu toții, cu Ion Cristinoiu, cu Mirela, cu Bebe Fugaru, cu Paul Enigărescu și stăteam toți la același hotel. Cu Sanda Cepraga. Stăteam cu toții și, să zic că mai stăteam o jumătate de oră, o oră de vorbă afară în fața hotelului. Dar relaxat, plăcut, nu în gălăgie. Când te duci undeva într-un spațiu în care este gălăgios, nu faci altceva decât să-ți strici corzile vocale. Ori aveam foarte, foarte mare grijă de lucrurile acestea, mai ales că marea, întotdeauna când am ajuns la mare, am fost ușor răgușită. Am avut un oarecare soi de răceală, să zic, dar nu era răceală neapărat, era schimbarea de aer, de atmosferă, de umezeală și așa mai departe. Dar am fost foarte, foarte atentă cu lucrurile acestea. Da, și mai ales cu vocea. Da? În această ținută, cred că ai cântat piesa, spunem, nu? Nu, aceasta era de la recital. A, de la recital? De la recital, da, da. Le-am văzut și puțin mai devreme, muzele acestea, da, da, din recital. Și este și Eugen Mihăescu aici. Se vede da, ușor se vede, așa se vede, plat, da, dar se vede, da. Da, într-adevăr. În 96
tot Mamaia. Da, da, tot Mamaia. Oh, asta nu mai știu de la ce era. Aici ești în aceeași ținută alături de Mihaela Mihai. A fost un recital. A fost un recital. Da, a fost un recital. Ia uite, ce frumos. Da. Sunt unele pe care stau așa, știi, să le, da, 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 să le savurez, pentru că realmente, așa cum spuneai, sunt... Retrăiești exact, niște momente. Exact, momentele, da, da. Iar Mihaela arată superb. Ca întotdeauna. Și acum ca un cancan, așa, Mihaela, da. Mihai are niște picioare absolut superbe. Superbe, superbe. Și arată senzațional. Și stilul ei vestimentar, așa, îmi place foarte mult. Aici ești cu Gabi, cu Tabiță. Cu Piso, în, da. Cu Piso, cum îi spun eu. Tot în 96. Da. Îmi este foarte drag Gabi și ne leagă foarte multe amintiri. Și sunt convinsă că o să ne mai lege, pentru că este din ce în ce mai bine Gabi. Și asta înseamnă că Dumnezeu a vrut ca el să-și continue misiunea de artist pe acest pământ. Așa este. Și avem nevoie de el și îl iubim foarte tare. El știe lucrul acesta. Aici nu mai știu ce făceam. Cert este că dansam. Cântați, dansați. Cântam, probabil dansam, că era o piesă, da, pe care o cântați în duet. Da. Asta este din 96, de la festivitatea de premiere, pentru că văd că ești lângă Ionel Tudor. Da, este asta Ionel, e trofeul. Tudor, da. Paul Enigărescu, da, este, da, cel, da, care ține trofeele în mână. Da. E Gabi acolo, da, în spate. Da, Ionel era foarte tânăr. Eu arăt mai bine acum decât atunci. Sau nu știu, cel puțin asta e părerea mea. Dar nu cred că mă înșel. Nu. Între aceste etape ale festivalului de la Mamaia, în 95, ai lansat și primul tău album. La, da, Electric Record. Da, da. Da, Viața mea pentru iubire. Da. Într-adevăr. Eu n-am scos așa albume pe bandă rulantă, pentru că nu cred că despre asta este vorba. Important. Dar ai scos este... șlagăre pe bandă, da, rulantă. Da, adică toate piesele care au fost incluse pe albumele acestea sunt piese pe care le poate cânta oricine, fără orchestră. Deci dacă poți să cânti un cântec fără orchestră și sună bine, înseamnă că acela se poate numi un șlagăr, da, categoric. Da. Tot de la lansare. Da, aici eram alături de Adrian Ștefănescu. Adrian m-a ajutat foarte mult în producerea acestor albume. Și m-am întâlnit cu el de Revelion, are aproape 80 de ani, dacă nu mă înșel, și arată aproape la fel ca în poza aceasta. Este extraordinar de puternic, uh-huh, și are un spirit tânăr și asta îl face să arate probabil atât de bine. Poate și gena, cine știe. Da, se poate, da, toată de acolo. Da, aici eram împreună cu... Ah, ce lapsus am. Domnul Gheorghe, dacă nu mă înșel, și a fost directorul magazinului Muzica, uh-huh, în acea perioadă. Da. Da, păi lansările la acea vreme mai mult la muzică se făceau. Acolo se făceau, da, 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 acolo, acolo. Și într-un fel era bine, știi, că era spațiu destinat. Uh-huh. Acum, nu știu, sunt prea nonconformiste așa. Prin cafenele și prin... Da, mă rog, e ok și în cafenea, dar mie îmi plăcea spațiul ăla de acolo, de la Muzica. Era magazinul Muzica, era... Da, mă rog. Da, erați ca acasă acolo, aveați și albumele. Exact, exact, exact. Acolo. Era frumos. Da. Bine, nu că acum n-ar fi. Dar e diferit. Acum, nu știu, mi se pare că totul e comercial, așa. Sigur că trebuie să existe și o componență din aceasta comercială. Dar totuși ar trebui să ne gândim și la lucrurile valoroase, știi? Și să păstrăm din ele și să reținem momentele importante din istoria muzicii pop, de exemplu. Pentru că până la urmă toate pleacă de undeva și fără istorie nimic nu poate să...
să existe. Adevărat. Ai 11 trofee muzicale cucerite la festivaluri internaționale foarte prestigioase. Printre ele se numără și Cerbul de Aur, da, de la Brașov. Da. Avem fotografii și de la participările tale la Cerb, nu numai de atunci, da, când ai câștigat trofeul, da, ci și altele. Asta este, cred că, prima ta participare la Cerbul de Aur în, da, 93. 93, da. Când eram mică mititică, ca o floricică. Da. Ce ai cântat atunci? Ce am cântat atunci, în 93? Nu mai știu. Bine, nu mai pun întrebări cu ipare. Ar trebui să mă gândesc prea mult și ne ia din timp. Așa e. Dar cu siguranță îmi voi aduce aminte. În 94, un an mai târziu. A, da, în 94, aici era la recital, la recitalul pe care l-am avut înaintea concertului lui Ray Charles. Și Ray Charles a aflat despre România și despre Cerbul de Aur de la mine. În același an, în 1994, când ne-am întâlnit la un concert al lui Ray Charles pe care l-a avut în Germania, în Baden-Baden. Și acolo l-am întâlnit pe Ray Charles, m-a întrebat de unde sunt, i-am spus că din România, i-am spus că avem un festival foarte frumos care se numește Cerbul de Aur și au primit invitația de a fi prezenți, evident, la acest eveniment cu recital. Și li s-a trimis o listă foarte mare de artiști care ar putea să cânte în deschiderea concertului lui Ray Charles. Eu nu eram trecută pe acea listă, dar managerul lui, Joe Adams, a cerut ca eu să fiu cea care va cânta în deschiderea concertului lui. Tot în 94, nu pe scenă, e adevărat. Eram în afara scenei, da, uite și pe George Stanca, da, da, da. Era nelipsit George, da. Eram puțin cam obosită, sau mi se pare? Eu știu. Se poate. Se poate. Se poate. Și ajungem la anul 1996. Da. Tu, pe scenă. Asta e de la repetiții, probabil. Se poate. Aici ești, da, cu Adi Daminescu. Da, sigur era ceva de la repetiții, pentru probabil că nu era, nu-ți, da, recunoști ținuta de scenă. Da, exact, nu-mi recunosc nici ținuta de scenă și cu siguranță nici Adi n-ar fi apărut în Maieu, pe, da, scenă, da, cu, da, siguranță. Dar în timpul zilei era foarte cald în acea perioadă și seara era foarte frig. Uh-huh. Și probabil că de asta ne îmbrăcam destul de lejer. Aici fotografiile de la decernarea trofeului, ești alături de Anton Șuteu. De Tony, da. Dumnezeu să-l odihnească. Dumnezeu să-l odihnească. Da. Vezi că în fotografia asta se vede cât era de emoționat și el. Iar în fotografia asta se vede cât de emoționată erai tu. Da, am plâns teribil de tare, pentru că am... Ai ochii în lacrimi acolo. Da, da. Și cu rimenul curs. Dar nu mai conta, era perfect, era perfect. Da, da, mi-am asumat o responsabilitate foarte mare în momentul în care am participat la Cerb, pentru că eram deja cunoscută, sigur, trebuie să fii nebun să crezi că toată lumea te iubește și că toată lumea îți vrea binele și că toată lumea e alături de tine. Știam clar că sunt și oameni care sunt împotriva mea și eram conștientă de faptul că abia ar fi așteptat să... Nu să nu iau niciun premiu, să iau locul întâi și locul întâi dacă l-aș fi luat și tot n-ar fi fost bine. Și atunci am plecat de acasă croită pe drumul acesta că eu trebuie să câștig trofeul la Cerbul de Aur. Așa am fost de altfel cu gândirea aceasta la toate festivalurile pe care le-am câștigat. Poate doar așa am și reușit să le câștig pe toate. Pentru că este o încărcătură emoțională foarte mare. E un consum extraordinar de mare. N-am să uit niciodată că atunci în 96 la Cerb, în momentul în care s-au deschis porțile acelea, am avut senzația că am paralizat și că n-am să mă pot mișca din locul acela, că n-am să pot să merg. Dar îmi trebuie să cânt. Dar Dumnezeu, cum se spune, m-a încremenit pentru câteva
secunde și m-a făcut să mi concentrez energia pentru a putea cânta impecabil. Adică un artist de valoare a ta are încă emoții când da. Urcă pe scenă? Da. Da, și acum și emoțiile sunt din ce în ce mai mari. Pentru că atunci când ești foarte tânăr, ți se pare, hai să-i spunem, un soi de joacă, ceva de genul acesta. Dar cu cât trece timpul, cu atât conștientizezi responsabilitatea actului artistic. Cel puțin așa sunt eu construită. Și sigur că faci cu pasiune, faci cu plăcere această profesie, dar nu ai voie să greșești, nu ai voie să o faci oricum. Trebuie să fii impecabil în permanență. Și eu mai am o nebunie, eu vreau să mă aud cântând pe mine și pe ceilalți, dar despre mine vorbesc acum, ca atunci când ascult un CD. Deci vocea trebuie să sune la fel de clar, la fel de curat, absolut la fel, pentru că de astea vin oamenii la un concert, nu? Absolut. Să te audă cântând live, ca și pe CD, că asta este frumusețea. Nu să pună CD-ul, să cânte CD-ul bine și tu să cânti prost sau fals sau... Nu știu, dacă ai o, Doamne ferește, ți se întâmplă ceva, îți anulezi concertul. Da, dar oamenii pentru asta vin. Mi-amintesc de un interviu al tău în care spuneai că erai invitată la un eveniment și erai foarte bolnavă. Exact. Erai fără voce și ai vrut să nu te duci. Da. Dar pentru că oamenii te așteptau și atât de da. Mult și-au dorit să vii, așa te-ai este, pus până la urmă era, pe picioare. Nu m-am pus pe picioare. Și ai când mi-a te-ai fost duci? Îngrozitor de greu. Dar chiar te-ai dus înainte să ies și să cânt pe acea scenă, a fost salvarea, mi-a făcut perfuzii, deci a fost îngrozitor de greu. Sigur, n-am putut să cânt o oră, am cântat 6 piese, dar nu vă pot spune cât de fericiți erau oamenii că m-am dus acolo și că m-au văzut și că în starea în care eram am cântat live, cum cânt de fiecare dată, și cât de emoționați au fost și de fericiți. Și mi-am dat seama că oamenii apreciază lucrurile acestea. Și că ești un artist foarte iubit. Da, din fericire. Încă mai sunt un artist iubit. Și vei mai fi. Doamne ajută, cât o vrea Dumnezeu. Tot la Cerbul de Aur, un an mai târziu după câștigarea trofeului, în 97. Da, nu mai știu cine mi-a făcut ținuta asta. Încerc să-mi aduc aminte. Nu mama? Nu, aceasta nu. Dacă nu mă înșel, mi-a făcut-o Catinca. Da? Parcă, da. Catinca Roman. Da, cred că da. Da. A fost un recital cu mai mulți, uite, era și Silvia pe scenă și Ștefan. Poate. Dar mai văd eu bine că n-am ochiul. Vorbi. Rămânând tot la Cerbul de Aur, sărim câțiva ani mai târziu, mai precis în 2008, când ați fost un grup mai mare de artiști care ați susținut recitaluri. Avem o poză cu tine aici de la conferința de presă dinainte de festival. Mm-hmm. Aici o fotografie cu voi, toți cei care ați cântat în recital. Paula Selling, Nico, Angela, Luminița, Laurențiu Cazan, Gabi Cotabiță. Gabi, da. Și Marcel Pavel. Da, și Nicola. Și Nicola, da. Și Nicola, da. Da, da, într-adevăr, am avut un recital și a fost și Irisul și Direcția 5 și am fost cu toții în aceeași seară. Recitalul vedetelor, chiar așa s-a numit. Da. Și a fost un recital foarte, foarte frumos. Aici ești foarte chiar frumos. Pe scenă cu Gabi Cotabiță. Da, aici în sunt timpul cu Gabi recitalului. Pe scenă și cântam amândoi. Piesa spune, da, a lui Cornel Fugar. Dar tu ai și o piesă pe care o cânti în duet cu Gabi. Exact, este o piesă compusă de Dani Agnov, Continent pierdut se numește, o piesă absolut superbă. Textul este scris de Andrei Andrei, dar o piesă de film. Adică nu e piesă așa comercială, nu.
Vorbind despre duete, ai mai realizat niște duete cu Ștefan Iordache. Exact. Cu Cornel, cu Aurelian Temișan. Exact, exact. Dar cel mai cunoscut partener al tău de dialog muzical, sigur că rămâne Marcel Pavel, cu care ai și participat în 2002 la ediția de la Tallinn a Festivalului Eurovision. Avem o fotografie cu tine și cu Marcel la Ateneu Român. Da, da, da. Te rog să ne spui ceva... Cred că era un concert de Crăciun acesta. Te rog să ne spui ceva despre fiecare dintre colaborările astea, cu fiecare artist despre care am amintit. Păi uite, am să încep cu Gabi, cu Gabi Cotabiță. Gabi este un tip extraordinar de sensibil. S-au făcut foarte multe glume pe seama faptului că el transpiră foarte mult. Dar transpiră foarte mult pentru că este extrem de emotiv. Nu știu câtă lume știe acest lucru, și anume că al nostru prieten Gabi este emotiv. Dar noi și când mergeam într-un studio de televiziune și aveam de făcut un playback în studioul de televiziune, Gabi avea palmele transpirate și îi tremurau mâinile de emoție. Deci este un tip foarte, foarte, foarte sensibil. Și nu întâmplător suntem prieteni. Gabi, după mama mea, este cel mai mare critic al meu. Uh-huh. Întotdeauna când am vrut o părere sinceră și nu numai sinceră, dar Gabi are și un stil anume de a pune problema. Și îți spune lucrurile foarte tranșant, dar totodată ți le spune foarte elegant, ceea ce e foarte frumos. E un om special, Gabi. Este. Și deși nu suntem genul acela de prieteni care să ne vedem să vă vizitați, des, da, da. Sau să vorbim des, atunci când ne vedem știm clar din priviri că suntem în continuare la fel de buni prieteni. Și sunt lucruri care ne leagă categoric. Ștefan Iordache? Cu Ștefan Iordache am avut o experiență cu totul și cu totul specială. L-am cunoscut mai bine în casă la Ionel Tudor. Și eram foarte necăjită. La un moment dat, în acea perioadă, scria presa nu știu ce aberații despre mine și m-am dus destul de supărată. Și m-a văzut necăjită, m-a întrebat ce am, i-am spus și mi-a spus, hai mă, Monica, nu mai băga în seamă toate lucrurile astea, important e că se vorbește despre tine. Înseamnă că reprezinți ceva. Și după aceea, în studio, piesele pe care le-am cântat împreună, a fost acea perioadă, acel timp pe care l-am petrecut împreună, a fost ca un bas. Ștefan Iordache era genul de om care te făcea realmente să te îndrăgostești de el în prima clipă după ce l-ai cunoscut. Era atât de cald și atât de prietenos și generos în sentimente, în trăiri, în gânduri, în tot. Extraordinar, extraordinar. Iar lucrurile pe care le-am făcut împreună erau ca o comunicare între două suflete. Piesele la care ai colaborat cu Ștefan Iordache, tot de Dan Iagnov compuse? Tot Dan Iagnov le-a compus. Da, Dan avea un parfum anume, știa să compună într-un fel anume. Repet, nu genul ăsta comercial. Piesele pe care le-a compus Dan sunt piese de film, sunt piese de stare, de atmosferă. Foarte sensibile. Foarte sensibile. Asculți piesa aia, închizi ochii și îți trec tot soiul de imagini pe care le-ai trăit sau îți creezi tu imaginile tale. Sunt lucruri foarte, foarte frumoase și speciale pe care ți le dă muzica, în mod normal. Aurelian Temișan, alt colaborator de-al tău, da, muzical. Da, da. Cu Cornel am făcut o piesă scrisă de Dragoș Docan. Uh-huh. O piesă foarte frumoasă, Uită-te în ochii lor se numea și se numește. O piesă pe care Dragoș a făcut-o și noi am cântat-o,
pentru copiii din orfelinate. Foarte sensibilă, foarte sensibilă și chiar am ascultat-o acum vreo lună de zile, două luni, împreună cu mama și ascultând-o mi-am dat seama cât de actuală este piesa și ca stare, și ca sound, și ca mesaj, ca tot ceea ce se întâmplă. Foarte, foarte frumos, foarte frumos. Și am ajuns la Marcel. Am ajuns la Marcel, da. Cu Marcel la fel, mă leagă de Marcel o prietenie veche de 30 de ani. Ne știm de când eram foarte tineri, copii. Și am crescut, am crescut frumos așa împreună. Ne-am dezvoltat armonios. Și am păstrat această relație de prietenie și această colaborare foarte frumoasă. Eu îl apreciez foarte mult pe Marcel. Are o voce specială, puternică, are o personalitate a timbrului. Sunt foarte bucuroasă pentru el și sunt, am fost mândră pentru el în momentul în care s-a hotărât să facă conservatorul și nu numai că l-a făcut, dar totuși un om cu responsabilități, cu familie, cu griji ca fiecare dintre noi să reușească totuși să facă o facultate cum este conservatorul și să termine cu nota 10, mi se pare un lucru extraordinar. Așa este. Extraordinar. Adică și-a dorit atât de mult să facă acest lucru, încât este de apreciat. Trebuie să mai spunem că înainte, participarea la Eurovision împreună cu Marcel la Tallinn n-a fost prima. Tu ai mai concurat la Eurovision și cu o piesă compusă de Cornel Fugaru, da. Și împreună cu formația lui, cu Sincron. Nu cu Sincron. Nu, era doar o piesă compusă, o piesă compusă de Cornel Fugaru, da, da. Vreau să te întreb, da. Știu că ai avut o relație deosebită și profesională și de prietenie, nu doar cu Bebe Fugaru și cu Mirela, cu familia lui în general. Da. Și vreau să te întreb cum era colaborarea cu el, pentru că ați colaborat foarte mult. Am colaborat într-adevăr foarte mult și am fost plecați împreună foarte mult la atâtea festivaluri. Bebe era un tip foarte, noi așa îi spuneam, da, Bebe. Da. Era un tip foarte vesel și foarte deschis și tot timpul când mergeam la ei, Mirela pregătea ceva de mâncare sau făcea ea ceva pe acolo sau se mai gândea la diverse, mai vorbea la telefon și Bebe mă chema și zice, hai vino să-ți spun nu știu ce piesă, hai să vedem un concert împreună. Hai mă, tată, mai treci și tu pe la noi, tatiții, mai treci tatiții pe la noi, uite, să mai stăm și noi de vorbă, să mai ascultăm muzică, să mai vedem concerte. Iar la petreceri, la toate petrecerile la care am fost în casa lor, Bebe era cel mai mare dansator. Deci nu exista femeie care să nu fie dansată de Bebe. Așa. Și bineînțeles că Mirela pregătea absolut toată mâncarea, delicioasă de altfel, o gospodină desăvârșită și știa să facă din nimic niște lucruri de... Senzaționale. Noi toate întrebam, măi, dar cum ai făcut asta? Dar cum ai făcut asta? Dar asta din ce ai făcut-o? Da, am fost foarte, foarte apropiați. Mirela și Bebe, de altfel, au fost nașii mei din prima căsătorie. Pentru că eu am mai fost căsătorită încă o dată și au fost nașii mei din prima căsătorie. Dar nu de asta am fost prieteni. Am fost prieteni pentru că așa a fost să fie. Mi-aduc aminte că aveam 15 ani și m-a sunat Bebe, mi-a spus să mă duc pe la ei și atunci am cântat niște piese de pe coloana sonoră a filmului Licenii Rock and Roll. Pe Ștefan Bănică îl cunoșteam de mai dinainte, dar da, ne știam de mulți ani. Da, da. Și au fost lucruri frumoase pe care le-am făcut împreună. Și v-au legat foarte strâns. Categoric.
De multe ori oamenii v-au confundat. Alte ori spuneau că ați fi rude. Aveți același nume de familie, ăsta e motivul. V-am văzut de câteva ori împreună și senzația mea a fost nu doar de colegialitate, ci chiar de prietenie. Recent, într-un interviu, Luminița spunea: doar eu și prietena mea bună, Monica Angel, ne recunoaștem vârsta la televizor. Avem o poză cu tine și cu Luminița Angel, da, pe care chiar tu o numești uneori sora mea. Da, pe ea așa ne spunem, surioară. Cum percepe aceste confuzii legate de nume? A, te da, amuză? Da, mă amuză, da, nu. Și pe mine și pe Luminița ne amuză. Pentru că ei de multe ori se spune Monica, mie de multe ori mi se spune Luminița, dar nici nu mai încercăm să mai corectăm lucrul acesta. Adică lăsăm așa cum e. V-ați obișnuit cu acest lucru încât ne-am mi se pare firesc. Cum ne asumăm, spunea, cum ne asumăm și vârsta la televizor, așa ne asumăm și acest lucru și ne fiind niciun grad de rudenie între noi, da. Suntem foarte bune prietene și... Și în general, ne înțelegem bine noi între noi. Nu avem de voi ce colegii să de breaslă, da. Așa mi se pare firesc. Da, am observat asta și e chiar de admirat. Da. Cel puțin la generația voastră. Cei mai tineri nu sunt chiar așa. Poate că sunt cei mai tineri. Da, vor mai învăța pe parcurs. Poate când o să mai crească, o să fie mai înțelegători unii cu alții și nu o să mai fie atât de... Nu știu, de... Să tragă cu dinții, așa, vai, al meu. Vulcanici, așa. Da, 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 da. Tu ești absolventă de teatru, deci actriță, da, cu diploma. Da. Marius Țeicu spunea în interviul din același ciclu pe care l-am făcut cu el, albumul cu amintiri, uitându-se la o fotografie în care erai alături de el, că ești, dincolo de talent, o persoană foarte studioasă. Ești de acord cu domnul profesor? Da. Da, sunt de acord, pentru că așa trebuie să fii. Dacă vrei să faci ceva în viață, trebuie să fii un om foarte studios. Repetiția e mama învățăturii. Așa este, da. Iar talentul... Și în orice, sigur, spui, da, domne, ești talentat. Da, ești talentat, dar talentul ăsta trebuie susținut și de foarte multă muncă, pentru că dacă ești doar talentat, la un moment dat, talentul se pierde pe parcurs dacă nu-l întreții, dacă nu-l șlefuiești, dacă nu-l îmbraci corespunzător. Și atunci trebuie să ai grijă de aceste lucruri. Talentul tău de actriță s-a confirmat și prin colaborarea cu grupul Divertis, care ți-a adus un plus de simpatie din partea publicului din acest punct de vedere. Nu e greu de presupus de ce te-ai alăturat acestui grup, știind că tu ai un simț al umorului cu totul aparte. Da. Și te-aș ruga să ne povestești puțin despre colaborarea cu Divertis, întâmplări haioase, amintiri drăguțe. A fost o colaborare foarte frumoasă, care a durat foarte mulți ani. Mi-aduc aminte că i-am cunoscut pe toți din grup când am plecat într-un turneu în America, împreună cu ei. Pentru că îl știam pe Iuri Pascu foarte bine, cu care eram foarte bună prietenă, și pe Cătălin Mireuță. Dar colaborarea mea cu ei a început după ce am fost în acest turneu în America, pentru că eram singura femeie din grup și văzând ei că rezist la toate glumele pe care le făceau cu mine, și nu numai că rezistam, dar le și răspundeam. Le dădeai și replici. Exact. Le-a plăcut foarte mult tuturor acest stil al meu. Uh-huh. Mai mult de atât, în acea deplasare pe care am avut-o în America, Tony Grecu m-a întrebat la un moment dat: auzi, dar tu de ce nu faci teatru? Și am zis, nu știu. Și datorită lui l-am cunoscut pe domnul Gelu Colceac, cu care m-am pregătit și ulterior am fost și elevă domnului profesor Gelu Colceag în facultate. Deci iată că până la urmă nimic nu este întâmplător. Sunt oameni potriviți în viața fiecăruia dintre noi și oameni care, într-un fel sau altul, ne ghidează viața. Pe lângă emisiunile TV despre care vorbeam cu Divertis, tu ai jucat chiar și pe scena teatrului. Da. Te-am văzut eu în O noapte furtunoasă. Da.
Dar noi avem o fotografie de la repetițiile pentru piesa Derby, în regia lui Hausvater. Alexander Hausvater. Unde Ghiuriță a fost coleg de distribuție. Da. Uite, aici. Da. Erați o echipă îmbrăcată în albastru, o echipă în roșu. Da, da. Eu eram în echipa albastră și Ghiuri era în echipa roșii. Foarte interesant spectacolul acesta de la Sibiu. Și mai interesant a fost faptul că am făcut naveta cu Ghiuri un an de zile la Sibiu. Chiar m-a sunat acum câtva timp domnul Chiriac, Constantin Chiriac, directorul Teatrului Radu Stanca de acolo din Sibiu, și m-a întrebat dacă aș vrea să reluăm acest spectacol. Și am spus, dragul meu, mi-ar face mare plăcere, dar să stau să mai fac naveta, nu cred că aș mai putea. Și mai ales acum, când vreau să am cât mai mult timp pentru fiul meu. Dar cum te simți ca actriță? Cum te simți când joci pe scenă? Ce e diferit între a fi pe scenă și a cânta, a fi pe scenă și a juca într-o piesă de teatru? Este diferit pentru că atunci când ești pe scenă și cânți, în 3 minute, să zicem, 4, 5, poftim, 5 minute maxim, că mai mult de 5 minute n-are cum să dureze o piesă, că e prea mult, o piesă de pop. Așa, în acele 5 minute trebuie să faci un spectacol de 2 ore. Un spectacol de teatru de 1 jumătate, 2 ore. Asta este diferit. Asta se întâmplă în muzică. În teatru, când ești pe scenă, ai mai mult timp. Și poți să-ți dai frâu liber stărilor, poți să intri în anumite stări, primești, prelucrezi, optezi, acționezi. Asta se poate desfășura pe o perioadă mai lungă puțin, până ajungi la momentul pe care ți-l dorești. Mai devreme vorbeam despre premii. Avem o fotografie de la Gala Premiilor VIP, în care ești alături de alt bun prieten de-al tău. Mădălin Voicu. Nu știam cine e, mă tot uitam. Da, Mădălin e un tip extraordinar de vesel, de haios. E un om care știe muzică, evident. Să nu uităm că Mădălin a fost profesor la Conservatorul din Izmir. Mădălin e un tip foarte direct și asta mi-a plăcut întotdeauna la el și l-am apreciat pentru veselia lui, pentru naturalețea lui, pentru sinceritate, pentru bucuria de a trăi. Mie îmi place foarte mult de Mădălin și îl apreciez. Și el pe tine. Se vede că întotdeauna a vorbit foarte frumos, da. Și se vede în momentele în care vă întâlniți la diferite evenimente. Da, deși ne-am întâlnit destul de rar în ultima vreme, dar am mai vorbit la telefon. Da, vorbit la telefon. Ai făcut la un moment dat o pauză în activitatea artistică pentru că te-ai dedicat cu totul și cu totul băiețelului tău. Avem o fotografie cu tine și cu el. Da. Cum este Aviv? Cântă? Îți moștenește talentul muzical? Nu știu, toată lumea mă întreabă dacă el cântă. Nu știu, îi place? Nu pot să-mi dau seama. Îi place când îi cânt eu. Aha. Îi place să mă audă cântând. Asta știu că îi place. Dar dacă el are înclinații spre acest domeniu, asta nu știu. Nu știu. Timpul le va decide pe toate. Aici sunteți într-o emisiune. Da, eram la emisiunea Te cunosc de undeva. Uh-huh. Și a venit cu mine odată și a stat câteva ore și pentru că era foarte obosit, l-am trimis acasă. N-avea sens să stea mai mult. Dar e un copil foarte vesel și mi-am plinit viața. Cum vorbeam și puțin mai devreme, am câștigat 11 trofee internaționale, l-am cunoscut pe Ray Charles, am jucat în piese de teatru, am făcut radio 7 ani de zile. Am foarte multe realizări profesionale, dar în momentul în care l-am născut pe Aviv, am început să plâng și mi-am dat seama că, de fapt, el este cea mai mare realizare a mea. Și că până la el n-am făcut mai nimic. Serios. Da, e adevărat. El este cea mai mare împlinire a mea și
Este sensul vieții mele din momentul în care mi l-a dat Dumnezeu. Și sigur că îți dorești cât mai mult să fii și îți faci programul în așa fel încât să fii cât mai mult cu el. Exact, îmi fac programul în așa fel încât să pot să petrec timp cu el. Pentru că așa e normal. Revenind la activitatea ta muzicală, poate că una dintre colaborările la care nu multă lume s-ar fi așteptat este cea cu Mahala Raibanda, cu care ai înregistrat albumul Lacrimă de Jar. Cânți muzică lăutărească pe acest, sau mă rog, un soi, da, nici nu putem să o definim foarte bine. Da, e un fel de muzică lăutărească. Cum a fost experiența asta pentru tine? Păi, în primul rând, eu i-am cunoscut pe oamenii aceștia, pe Mahala Raibanda, la una dintre filmările cu Divertis. Prin Dan Păduraru, care era producătorul de atunci. Mi s-a părut foarte interesant ceea ce fac. Și Dan Păduraru a venit cu această idee. Bă, dar de ce nu faceți un proiect împreună? Și am zis, să știi că ar fi interesant. Am luat câteva piese cunoscute, celebre, cum ar fi Piatra Piatră, de exemplu, care este o piesă românească foarte veche și care mie îmi place extraordinar de mult, foarte dramatică. Am luat și câteva piese din repertoriul lor. Mi-a scris maestru Temistocle Popa niște piese pe acel album. Ionel Tudor mi-a scris și el niște piese. Andreea Andrei mi-a făcut versurile la aceste piese. La piesele pe care le avea Mahala Raibanda am schimbat textul, deci mi-a refăcut Andrei textele. Și așa a ieșit acest proiect, care e un proiect foarte interesant. Sigur, la prima mână e muzică lăutărească. Dar cine stă să asculte puțin mai atent, o să vadă lucruri sau să audă lucruri interesante. Da, e un gen mai greu de definit. Exact. Nu e nici e un mix de genuri. E un mix. Sigur că tot acest proiect pe care l-am făcut împreună cu Ionel Tudor. El s-a ocupat de gândirea proiectului. Domnul Aureliu Niță, care este șeful orchestrei, venea și stătea de vorbă cu Ionel și îi spunea, îi arăta, uitați, am făcut asta, am făcut asta. Ionel zicea, aici e bine, aici hai să mai schimbăm, aici hai să punem așa, aici hai să punem așa. Și așa a ieșit acest proiect care mie îmi place foarte mult. Pentru că dacă nu mi-ar fi plăcut, nu l-aș fi făcut. Simplu. Da. Iar muzica lăutărească, autentică, este o muzică foarte frumoasă. Foarte frumoasă. Da. Foarte frumoasă. Nu e... Nu știu de ce unii oameni spun muzică lăutărească și au senzația că e ceva urât sau ceva dezagreabil sau nu știu, habar n-am, nu știu ce e în mintea lor. Dar muzica lăutărească autentică e o muzică foarte frumoasă. Foarte frumoasă. Și să nu uităm că cei care cântă muzică lăutărească autentică sunt niște instrumentiști extraordinari. Păi să ne amintim de Barbu Lăutaru, de Fănică Luca. Exact. Da? Și cât și mai cât. Și voci și așa mai departe. Adică, nu. Cum spuneam la începutul discuției, nu poți fără să trăiești ca și cum de azi a început pământul. Absolut. Și nici nu inventăm versul pe jos. Un aspect mai puțin cunoscut este implicarea ta constantă în foarte multe activități caritabile. Eu te-am văzut de multe ori la evenimentele Crucii Roșii Române. Ai fost desemnat ambasador al Serviciului Unic de Urgență, 112. Și avem și o fotografie de la Crosul Inimi pentru Inimi, din 2004. Ce te-a impulsionat să te alături acestor cauze umanitare? Păi, în primul rând, sunt persoană publică. A fi persoană publică, automat, tu ești un lider de opinie. Dacă tu, ca persoană publică, nu te implici în astfel de acțiuni, atunci ce pretenții ai ca oameni care n-au treabă în spațiu public să se implice? Nu? Deci ăsta cred că este rolul nostru. Să dăm un exemplu.
să le spunem oamenilor, într-un fel sau altul, acesta poate fi un mesaj subliminal, nu? Că e bine să fii alături în astfel de situații, pentru astfel de cauze. Ăsta este rolul nostru, unul dintre rolurile noastre. Cu alte cuvinte, îți asociezi imaginea pentru că ești o persoană credibilă. Categoric. Și nu am fost implicată niciodată în scandaluri, nu am fost implicată în lucruri de la locul lor. Da. Deci cu atât mai mult, cu atât mai mult, sunt o persoană curată, sunt o persoană echilibrată, sunt o persoană normală, ca foarte mulți români de altfel, ca foarte mulți oameni din această țară. Și atunci noi trebuie să facem ceva pentru a putea susține și astfel de lucruri. Și vorbind despre evenimentele umanitare, te-am văzut de foarte multe ori implicată în proiecte care cu precădere vizau copiii. Da, și nu numai, nu numai. De exemplu, am avut câțiva ani de zile în care am mers în fiecare an înainte de Crăciun. Mergeam la Spitalul de Urgență Vagazar și cântam în holul spitalului pentru bolnavii care nu puteau merge acasă de sărbători. Da, da. Și n-am spus niciodată că această serie de concerte anuale au început la etajul 9 al spitalului. Domnul doctor Exergean m-a invitat pentru prima dată și tot dânsul s-a ocupat după aceea în fiecare an de aceste spectacole. Și aveam negativele pe vremea aceea pe o casetă audio și dânsul a venit cu un casetofon de acasă și am cântat fără microfon, fără nimic. Dar așa se construiesc lucrurile. La început cu ce ai și după aia ușor, ușor. Au aflat că se întâmplă astfel de lucruri bune și frumoase pentru bolnavii de acolo și au mai venit. A mai venit încă un artist, a mai venit încă unul, încă unul, încă unul. Și la un moment dat am avut și scenă cu lumini, cu sunet, cu boxe, cu tot ce ne trebuia, da. Cu sonorizare. Acolo în holul spitalului Bagdazar. Spuneai într-un interviu că este un drum lung și dificil pe care trebuie să-l parcurgi pentru a ajunge artist. Cât de lung și cât de dificil a fost pentru tine acest drum? Și este. Tu acum ești un artist. Da. Dar dacă până ai ajuns aici, să te menții la acel nivel, munca este constantă. Este constantă, da. Repet, trebuie să ai un regim de sportiv. Trebuie să știi clar că, mă rog, un sportiv nu știu dacă face 8 ore de antrenament pe zi, dar un cântăreț trebuie să facă. Și repetiții și vocalize și repetiții, întreținerea... Repetiții, vocalize, tot. Tot ce implică povestea asta. Ce ai acum în plan să faci? În ce ești angrenată în momentul de față, din punct de vedere artistic? Nu mai am nimic în plan. Și nu pot să spun că în viață am avut planuri. Nu mi-am făcut planuri niciodată. Am știut doar că eu trebuie să fiu pregătită în orice moment. Și lucrurile au venit către mine. Și au venit bine. Proiectele au venit către mine. Niciodată nu m-am dus să trag de cineva sau să-i spun cuiva, știi că uite că așa. Nu. Niciodată. Dacă a fost să se întâmple ceva, s-a întâmplat. Dacă nu, nu e nicio problemă. Dar uite că lucrurile s-au așezat foarte bine. S-au așezat. Poate se vor mai așeza sau nu. Nu știm. Asta e frumusețea vieții, să nu știi ce ți se întâmplă mâine. Și să nu-ți faci planuri. Că așa dacă îmi fac planuri, ok, fac planuri. Unele ți-ies, altele nu ți-ies, nu e ok. Și decât să nu-ți iasă și să îți pară rău, mai bine... Tu știi că ești tot timpul pregătit, da? Și că poți oricând să răspunzi afirmativ unei invitații. Ceea ce e foarte bine. Mie îmi place să trăiesc relaxat. Și să trăiesc în armonie și în pace, în primul rând cu mine,
Și după aceea cu toți cei din jurul meu. E simplu. E simplu, da, e simplu, dar nu toți pot proceda așa ca tine. Alții vor să planifice totul la minut, la secundă. Bine, dacă... când am, de exemplu, când am un proiect în derulare, mi-l organizez, adică repetițiile, toate lucrurile acestea, le organizez. Dar după ce mi-am încheiat acel proiect, repet, nu sunt genul de om care să mă duc să caut proiecte. Nu. Dacă sunt proiecte pentru mine, ele vor veni către mine cu siguranță. Spuneai că îți place albumul nostru. Da, foarte mult. Pentru că a fost ziua ta, îți dăruim acest album cu fotografii. Mulțumesc frumos. Și îți dăruim și un buchet de flori cu întârziere, mulțumesc, dar pentru că a fost ziua ta, îți spunem la mulți ani. Mulțumesc din suflet. Și îți mulțumesc că ți-ai găsit răgazul să ajungi la noi am pentru acest interviu. Am promis și îți doresc din suflet succes în tot ceea ce faci și ce Doamne vei ajută. Face. Doamne ajută! Mulțumesc din suflet! Mi-a făcut plăcere să stăm astăzi împreună și să depănăm amintiri. Mulțumesc tare mult pentru aceste imagini pe care nu le aveam și îmi lipseau. Și vă mulțumesc că m-ați făcut să mi-aduc aminte de oamenii dragi, de momente frumoase din viața mea și de o parte din viața mea de până acum. Mulțumesc mult! Mulțumim și noi! Mulțumesc.